Muzeul Liviu Damian din localitatea de Baștina, scriitorului satul Corleteni, raionul Râșcani, s-a îmbogățit recent cu un nou exponat, manuscrisul poeziei Eminescu trăind, donația Muzeului Național al Literaturii Române Mihail Cogălnicianu. Memoria poetului Liviu Damian este păstrată și respectată în localitatea natală, unde în 1995, din vrerea sătenilor, a fost deschis muzeul în care sunt păstrate obiecte personale, fotografii și cărțile ilustrului reprezentant al generației de aur 60-iste din literatura noastră. Cocori cu soartă stranie, cocori. Muzeul Liviu Damian din Corleteni este locul unde răsună deseori versurile poetului, un model pentru vizitatori. Să pun și eu mâna pe carte, să îmi deschid mintea și să fiu creativ mereu ca și el. Liviu Damian, toată viața lui, dânsul n-a rupt legătura cu satul și cu mult drag și multă dragoste păstrăm acest ungheraș unde se petrec diverse activități. Din poezia lui Liviu Damian putem să selectăm tot ce înseamnă durerea anilor 60, putem să selectăm tot ce înseamnă frumosul anilor 60. Poeziile lui pe care le-a scris despre sat sau câmul din prag, despre mama, lucrările care ne țin totdeauna vii, treci cu dor de sat, cu dor de părinți. Și oamenii mai în vârstă din Corleteni și-l amintesc de bine pe Liviu Damian. Un om bun la suflet, am cunoscut și pe părinții lui. Toată vremea bucuros să-l întâlnim în sat când vinea. Iubea satul. Iubea tare. Damian a activat în timpuri grele, dar a fost dârz, a fost vertical și a spus marele adevăr despre timpul în care a trăit. Pe fațada casei din Corleteni este instalată o placă comemorativă cu imaginea lui Liviu Damian. Poetul s-a născut la 13 martie 1935 și a plecat din viață în iulie 1986 la vârsta de 51 de ani. Liviu Damian își doarme somnul de veci în satul natal pe care l-a iubit atât de mult.